Har, pace și binecuvântare tuturor celor de aproape și celor de departe. Iubiți frați și surori, întru Hristos Domnul, Hristos a înviat. Astăzi, 15 mai, slujitor Dani vă spune bine v-am găsit la pilda zilei. Să ne deschidem inima, mintea, pentru a asculta ce vrea să ne spună astăzi pilda zilei. Se spune că un om de la țară a intrat odată și el într-un restaurant unde mănâncă și beau domnii și ceru și el o porție de mâncare. Înainte de a mânca, omul nostru, ca un creștin adevărat, se ridică, își făcu sfânta cruce și zise: Tatăl nostru care ești în ceruri, în numele Domnului nostru Iisus Hristos, binecuvintează mâncarea și băutura robului tău. La auzul acestor cuvinte, niște tineri care erau cu mâncarea la o masă vecină, începură a se înfunda de râs și unul îi zise așa, în batjocură: Măi, omule, uite, noi mâncăm și fără să mai facem mătănii și cruce și niciunul din noi nu ne-a mânecat. La care omul, blând și cu voce calmă, le spuse: Măi, copiii tatii, răspunse omul, și eu am acasă 7 purcei și cum îi slobod din coteț, dau năvală la troacă și niciunul din ei nu s-a necat cu lăturile. Iubiți frați creștini, în Sfânta Scriptură, Cuvântul lui Dumnezeu ne spune ce aveți ca să nu fi primit. Dacă avem mâncare, dacă Domnul ne-a binecuvântat cu bucate pe masă, se cuvine să-i mulțumim. Rugăciunile dinainte de masă, rugăciunile de după masă, nu sunt puse întâmplător de Sfinții Părinți în cărțile de rugăciune. Ele trebuie învățate. Și mai mult decât atât, ele trebuie spuse, indiferent de locul în care ne aflăm sau luăm masă. Scumpii mei, a face o cruce înainte de mâncare, a cere binecuvântarea peste mâncare, este și asta o mărturisire a unui creștin, că el nu face nimic fără binecuvântarea lui Dumnezeu. De aceea, să ne învățăm în primul rând pe noi, apoi să învățăm pe copilașii noștri și pe toți cei care se așează la masă, fără să-și facă semnul crucii și fără să se roage. Domnul Iisus Hristos să vă binecuvinteze bucatele de pe masă, oriunde v-ați afla, și să nu uitați niciodată de El. Căci ceea ce vă pune înainte este din darul și din binecuvântarea Lui. Amin. Hristos a înviat.